Un pacient care a fost testat pozitiv cu COVID-19 timp de 16 luni până la moartea lui reprezintă cazul cu cea mai îndelungată infecție provocată de noul coronavirus, potrivit unui studiu dedicat evoluției virusului SARS-CoV-2. Pacientul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost testat pozitiv pentru prima dată la jumătatea anului 2020 și prezenta probleme respiratorii. El a continuat să iasă pozitiv la toate testele efectuate aproximativ 45 până la moartea lui. Survenită la 505 zile după prima diagnosticare, cercetarea realizată a analizat între martie 2020 și decembrie 2021 cazurile a 9 pacienți imunodeprimați care prezenta au o infecție acută cu noul coronavirus. Pacienții imunodeprimați cu o infecție persistentă au puține șanse de supraviețuire, iar noi strategii de tratamente sunt necesare în mod urgent pentru a pune capăt infecției lor. Studiul viza studierea mutațiilor virusului SARS-CoV-2 la pacienții infectați timp de mai multe luni. La unul dintre bolnavi, virusul era purtător al unui număr de 10 mutații apărute separat în cadrul mai multor variante majore. Mai ales alfa, gamma și omicron, potrivit estimărilor Oficiul Național pentru Statistică din Marea Britanie. 38,5 milioane de persoane au avut COVID-19 în Anglia între sfârșitul lunii aprilie 2020 și jumătatea lunii februarie 2022, reprezentând 70% din populația locală.